Pe canalul numărul 2 mă auziți în limba română. Domnule Ciucă, vă rugăm să vă puneți receptorul la ureche. Astăzi l-am primit în Atena pe premierul României, domnul Ciucă Nicolae, că a răspuns la vizita mea pe care am avut-o la București în urmă cu puțină vreme. A fost cu o zi înainte de invazia armată a Rusiei în Ucraina, așa că atunci, așa și acum, împreună cu prietenul meu Nicolae Ciucă, am confirmat încă o dată relațiile de prietenie bilaterale foarte bună, încrederea noastră pe care o avem comună în dreptul internațional, în democrație, în egalitatea și respectul drepturilor omului. Grecia și România, în afară de faptul că sunt vecini în zona balcanică, sunt și membri aliați în Uniunea Europeană, dar și membri aliați în NATO. Acest lucru l-am arătat încă o dată și l-am confirmat încă o dată cu ocazia summitului recent care a avut loc la Madrid, unde cele două țări ale noastre s-au prezentat ca doi piloni de stabilitate și pace în zonă. Popoarele noastre sunt întotdeauna unul alături de celălalt și combat împreună pericolele cauzate de criza climaterică. Toți ne amintim cu recunoștință de ajutorul pe care l-au dat pompierii români anul trecut, în vara trecută, când au dat dovadă de un profesionalism extraordinar și de devotament și au ajutat țara noastră să combată incendiile de pădure care au avut loc, am putea spune, pentru prima dată în țara noastră. Această colaborare de atunci a devenit un plan organizat și colaborarea noastră continuă și anul acesta. Deja avem 28 de pompieri români împreună cu 8 vehicole. Sunt alături de noi în baza unui program de protecție civilă al Uniunii Europene. Acest lucru ne arată că putem și în continuare să avem colaborări la nivelul internațional, la nivel european. Și vreau să-i mulțumesc aici domnului premier Ciucă, care a fost general de în anterior. Vreau să-i mulțumesc pentru importanța pe care o arată în a pregăti și pentru a combate pericolele asimetrice pe care le avem întotdeauna. Este posibil să avem nevoie de întăriri și în viitor din România și sunt sigur că dumneavoastră o să fiți disponibil să ni le puneți la dispoziție. Am fost de comun acord să reactualizăm colaborarea noastră în domeniul energetic. Grecia va deveni un nod de depozitare și transport a gazului natural, care va acoperi nu numai nevoile naționale, dar și nevoile din zonă și, bineînțeles, și din România. Bineînțeles că nu vorbim numai și numai despre un acord simplu de comercial de colaborare, dar este și o dovadă a solidarității și, bineînțeles, a responsabilității pe care o avem în zona noastră. Mâine vom inaugura conducta de gaz la Alexandrupolis și astfel vom avea o independență a Europei, am putea spune. Deci va fi un pas important pe care îl vom face în față, în structurile și infrastructurile noastre atât de importante pentru a dobândi o independență, am putea spune, de gazul natural care vine din Rusia. Pentru că, după cum dumneavoastră ați văzut, din păcate Rusia folosește ca un instrument, am putea spune, geostrategic, gazul natural. Și acest lucru, bineînțeles, că ne va ajuta să avem o independență mult mai rapidă a necesarului nostru de combustibil și de gaz natural din Rusia, deci o să avem o independență energetică. Legând această tactică, Rusia împreună cu s-a folosit în acest fel pentru a face o invazie într-o altă țară, încălcând astfel legislația internațională și având niște revendicări crude, cerând niște revendicări crude. Acestea au fost aspectele pe care noi le-am discutat împreună cu premierul României, domnul Ciucă, și încercăm să găsim modalități de a sprijini Ucraina în continuare.
Vom încerca să găsim posibilități diferite, drumuri diferite, căi diferite de export și transport al producției agricole din Ucraina înspre piețele internaționale. După cum am amintit și cu alte ocazii, am analizat în comun cum ar putea, de exemplu, prin intermediul Mării Negre și al Mediteranei, această producție să ajungă pe piețele internaționale. La toate aceste probleme pe care le-am discutat, am observat că avem păreri apropiate, există compasiune și din această cauză am căzut de comun acord ca cele două țări să aibă acțiuni comune, atât la nivelul NATO, cât și în alte foruri internaționale. Pentru, în general, am discutat și despre integrarea în spațiul Schengen a României și a Bulgariei și, în general, vrem să ne-am referit și la traiectoria pe care o au Balcanii de Vest în integrarea lor în marea familie europeană. Pentru că aceasta va duce la o dezvoltare a economiei în general în toată peninsula noastră și stabilitate și siguranță în zonă. În final, l-am informat pe domnul premier Nicolae Ciucă despre provocările continui pe care le are Ankara, despre retorica pe care o folosește, despre mișcările, am putea spune, de atac ale Turciei, care pun la îndoială de multe ori convențiile internaționale și drepturile pe care le avem noi, drepturile primordiale pe care le avem noi. Încă o dată am spus că țara noastră se va apăra și este pregătită oricând și hotărâtă oricând, în orice moment, pentru a-și apăra drepturile naționale și internaționale. Bineînțeles însă că trebuie să existe întotdeauna un dialog benefic de pe ambele părți. În încheiere, aș dori aici să mă opresc, să închei și să spun că întâlnirea noastră de astăzi a avut loc într-un climat la fel de bun, la fel de călduros ca de fiecare dată și vreau să mă refer aici că a avut loc vernisajul unei expoziții pentru cei 140 de ani a relațiilor diplomatice dintre cele două țări. Această expoziție este deschisă la Muzeul Bizantin și se folosește, deci a existat o colaborare extraordinară între Ambasada României la Atena și Arhiva Diplomatică Istorică a Ministerului de Externe din Atena. Domnule și prietene Nicolae Ciucă, vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră pe care ne-ați făcut-o astăzi în Atena. Și încă o dată sunt sigur că așa să vă asigur de sprijinul nostru pentru ca România să poată să își folosească, să găsească resurse regenerabile de energie, să găsească resurse alternative de energie, pentru că țara dumneavoastră este foarte, foarte, este foarte important pentru a descoperi noi resurse de gaz natural la Marea Neagră sau în general. Există foarte multe posibilități de a discuta mult mai accentuat și de a avea relații mult mai dezvoltate în viitor în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru, dragă Kyriakos. Folosesc acest prilej pentru a-ți ura la mulți ani de ziua numelui. Știu că este foarte important pentru fiecare dintre noi atunci când ne sărbătorim ziua numelui și în special în, aici în Grecia este o zi specială și mă bucur că ți-ai făcut timp pentru a putea să avem această întâlnire oficială. De asemenea, mulțumesc pentru primirea călduroasă și prietenia arătate. Sunt în spiritul tradiționalei ospitalități elene, ospitalitate de care astăzi se bucură foarte mulți români care au ales ca destinație de vacanță Grecia. Așa cum ați menționat, România a fost alături de efortul guvernului grec și alături de poporul grec anul trecut când ați suferit dramatic de pe urma incendiilor
de pădure. Și anul acesta suntem prezenți și vom fi alături, sperăm, cu nu mai mult decât cei 28 de pompieri militari din Inspectoratul pentru Situații de Urgență din România. Și vă rog să contați pe sprijinul nostru în orice situație dificilă, așa cum și dumneavoastră sunt convins că veți fi alături de noi atunci când situația o va cere. Vreau să le mulțumesc pe această cale pompierilor militari români pentru efortul și modul în care și-au îndeplinit misiunea și pentru modul în care își reprezintă țara. Mă aflu aici la Atena, este cea de-a doua întâlnire pe care o avem într-o perioadă scurtă de timp. Cu o zi înainte să înceapă invazia din Ucraina, am avut vizita oficială la București, unde împreună am semnat declarația comună de întărire a colaborării politice, economice și sectoriale. Astăzi am putut să avem o continuare coerentă a deciziilor pe care le-am luat împreună la București. Totodată, în cadrul delegației de astăzi, am avut reprezentanții de la Ministerele Energiei din Grecia și România, am avut reprezentanți ai companiilor care sunt cei ce pun în practică deciziile politice pe care noi le luăm și pot spune că a fost o întâlnire cât se poate de dinamică și de practică, ce are obiective pe termen scurt și, desigur, obiective pe termen mediu și lung, urmând ca la nivelul ministrilor energiei să aibă loc semnarea unui memorandum care să asigure proiectele noastre comune pe termen mediu și lung. Desigur, în cadrul discuției de astăzi am abordat impactul războiului din Ucraina și, desigur, am analizat problemele care se află astăzi pe agenda oricărui guvern din Europa și nu numai, în ceea ce privește securitatea energetică și securitatea alimentară. Sigur, am avut o discuție cât se poate de aplicată acum 4 luni de zile în februarie și astăzi la Atena este cât se poate de binevenit să-i mulțumesc prietenului meu Kyriakos pentru efortul pe care l-a făcut în toată această perioadă să avem acest interconector dintre Grecia și Bulgaria finalizat. Este un interconector cât se poate de important pentru tot ceea ce înseamnă rețeaua de transport gaze către Europa. Practic, acest interconector va asigura legătura între rețeaua care trece prin Anatolia și Adriatică și, de asemenea, se leagă prin conducta Brua, dând astfel consistență coridorului vertical și asigurând aprovizionarea cu gaze atât a Bulgariei cât și a României și, desigur, putem să asigurăm aprovizionarea cu gaze a partenerilor noștri estici, Ucraina și Republica Moldova și, desigur, la celelalte țări care se află pe diagrama de distribuție a acestei rețele de gaze. De asemenea, au fost discutate elementele de interes comun în ceea ce privește dezvoltarea capacităților de energie și am avut o descriere cât se poate de concretă a proiectelor pe care noi le avem, pe care împreună putem să le dezvoltăm,
astfel încât să putem să asigurăm cantitatea de energie necesară și prin dezvoltările pe care țara noastră le are în exploatările offshore și onshore de mare adâncime la gaz, să ne asigurăm într-adevăr independența totală de gazul și energia din Rusia. Toate aceste chestiuni, sigur, au vizat și aspectele care sunt și resimt impactul războiului din Ucraina, atât în ceea ce privește criza umanitară, cu toate aspectele legate de cetățenii ucraineni care fie tranzitează țara noastră, fie au rămas în România, precum și partea aceasta de foarte importantă, de altfel, nu numai pentru noi, ci pentru întreaga regiune a exportului de produse agricole din Ucraina, sigur, analizând și identificând soluții comune pentru a putea să facilităm exportul unei cantități cât mai mari către cei care au nevoie de produsele agricole din Ucraina. Sunt de asemenea aspectele de securitate care au fost stabilite la Madrid și pentru care noi am depus eforturi comune, reușind în felul acesta să ne îndeplinim obiectivele și de asemenea rolul și responsabilitățile asumate în cadrul alianței în ceea ce privește asigurarea securității regionale și contribuția fiecăruia dintre noi la aceste demersuri aliate. Practic salutăm împreună noul concept NATO și faptul că Marea Neagră se găsește în conținutul noului concept ca element de relevanță strategică pentru securitatea aliată și, desigur, zona Balcanilor. Iar în interiorul Uniunii Europene, desigur, suntem parte comună la toate proiectele și responsabilitățile care ne revin pentru a putea să asigurăm acele cerințe legate de surse noi de energie regenerabilă și decarbonificare. Desigur, în ceea ce privește relațiile bilaterale, l-am rugat pe domnul prim-ministru și, desigur, echipa dumnealui să ne sprijine în tot ceea ce înseamnă demersul nostru de a fi cât mai curând admiși în spațiul Schengen. Este un obiectiv național, este o recunoaștere față de eforturile pe care țara noastră le-a făcut în acest sens, eforturi care s-au văzut foarte bine în această perioadă de când a început războiul în Ucraina și am asigurat toate elementele pentru ca tranzitul de persoane, tranzitul de bunuri, tranzitul de cereale dinspre Ucraina și dinspre Republica Moldova să poată să se desfășoare în condiții de siguranță, dovedind astfel că respectăm cerințele acquis-ului european, acquis-ului Schengen. Și totodată este o răsplată față de cetățenii români care așteaptă de 10 ani să dobândim acest statut de țară membră Schengen, pentru că în felul acesta cred că vom putea să contribuim mult mai facil la tot ceea ce înseamnă atât tranzitul de bunuri, cât și elementele de întărire a siguranței și securității pe granița Schengen. Mulțumindu-vă încă o dată pentru primirea călduroasă și pentru cadrul cât se poate de profesionist în care ne-am desfășurat activitatea. Și urându-vă încă o dată la mulți ani, domnule prim-ministru, sper să ne revedem data viitoare la București și îmi pare foarte rău că mâine n-am să pot fi alături de dumneavoastră la ceremonia de inaugurare a interconectorului. Vă mulțumesc. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult.